În cadrul unui atelier de discuții, 30 de reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, instituțiilor publice, precum și reprezentanți ai mediului economic din Constanța, au stabilit împreună un set de măsuri pentru salvarea ecosistemului Mării Negre. Atelierul face parte din proiectul Marina și a avut ca scop identificarea de soluții pentru limitarea efectelor produse de schimbările climatice asupra ecosistemului marin. În urma discuțiilor au fost propuse măsuri concrete pentru salvarea ecosistemului Mării Negre. Printre cele mai ambițioase măsuri identificate se numără crearea cadrului pentru valorificarea deșeurilor biodegradabile din deșeurile menajere și aplicarea legislației privind protecția mediului în toate domeniile, mai ales pentru zona costieră. Pe plan economic, soluțiile găsite se referă la promovarea unui turism ecologic și promovarea unor metode și tehnici de pescuit durabil cu protejarea resurselor și acordarea unor stimulente sau compensații. Rezultatele obținute în cadrul discuțiilor vor fi raportate către Comisia Europeană. Acest tip de ateliere mai sunt organizate în 14 state partenere ale proiectului Marina din Europa, precum Italia, Spania, Franța sau Portugalia.